Diamantele pământului, alimentele pe care un român le vinde și cu 1500 de lei kilogramul. Culturile de acest fel sunt foarte căutate în Occident, însă în ultimii ani de zile au câștigat din ce în ce mai mult teren și în țara noastră. Ai auzit despre diamantele pământului? Așa mai sunt numite prețioasele ciuperci care se ascund la câțiva centimetri sub pământ. Inclusiv turiștii se opresc în popasuri când au ocazia pentru a le admira. Este vorba despre trufe, culturile de acest fel, extinzându-se semnificativ în țara noastră în ultimii ani de zile. Un tânăr din Bucovina a dat lovitura cu afacerea cu trufe. Mihai Robu, pe numele său, și-a descoperit pasiunea încă din copilărie. Când a ajuns la vârsta de adult, s-a angajat la un magazin de piese auto. Banii câștigați ca salariat i-a strâns până când a dispus de suficient de mulți bani pentru a porni un business de succes. Afacerea cu trufe este una bănoasă. În România, reprezentanții restaurantelor și hotelurilor sunt mereu interesați să le cumpere. Nu sunt deloc ieftine, astfel încât aduc câștiguri considerabile celor care se implică în dreptul unor astfel de culturi. Mihai Robu din Bucovina vinde un kilogram de trufe chiar și cu 300 de euro, echivalentul a aproximativ 1500 de lei. Tânărul antreprenor este cu adevărat regele diamantelor pământului, fiind primul conațional care a reușit să organizeze un festival culinar dedicat acestor alimente. Vorbim despre o premieră în România. Trufele sunt ciuperci cu adevărat speciale, au miros de lemn, de pădure, de proaspăt, spun producătorii din domeniu. Un alun matur poate prezenta între 0,2 și 0,3 kg de trufe. Cu alte cuvinte, la o medie de 0,25 de kg de trufe, se pot obține 100-150 de kg pe o suprafață de un hectar de cultură, relatează playtech.ro.